Te invită să te înrolezi în armată oferindu-ți sumă. Cum arată periferia orașului, cum arată blocurile la periferie, mai bine zis. Urăsc că acest tip de intrare îți dă senzația că intri într-o pușcărie. Dacă ați rămas până la final, ați văzut și cea mai adâncă stație de metrou din Rusia, ați văzut cum mănâncă localnicii, ați văzut cât de ieftin mănâncă localnicii. Haideți că, doamna, am dus să gust. Să știți că acesta este unul dintre cele mai poluate orașe din Rusia. Mâncarea foarte bună, am mâncat cu 20 de lei în centrul orașului, Sankt Petersburg. Să știți că Rusia nu a avut sclavie. Nu știu câți dintre voi știți, dar Alaska a fost teritoriul rusesc. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Sankt Petersburg. Astăzi ne vom continua explorarea orașului. După cum bine vedeți, a ieșit soarele, vremea este de partea noastră, sunt doar minus 24 de grade, nu mai sunt minus 26 ca ieri, chiar minus 23 în acest moment, soare, nor, doar că se simte de parcă ar fi minus 30 de grade. Vântul amplifică totul. În spate avem monumentul impunător al lui Lenin, care nu mai are nevoie de vreo prezentare. Explorăm, nu am plecat cu planuri de acasă, așa că nu știu ce o să vedeți în clipul de astăzi. Știu doar că voi merge într-o piață locală, sper să fie o piață locală, motiv pentru care sunt în această zonă. Așa că rămâneți până la final pentru că o să fie interesant, vă promit asta. Iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like, ajută și el foarte mult și vă mulțumesc pentru că sunteți de fiecare dată alături de noi. Am văzut aproape peste tot aceste afișe. O să ne folosim de traducător pentru a înțelege exact ce spune acolo, pentru că sunt curios. Voi nu sunteți? Am găsit și aici, pe stația de autobuz. Vom încerca să traducem. Contract în forțele armatei. Alăturați-vă, prieteni, peste 695.000 de ruble ar însemna undeva la 6.940 de euro, undeva pe acolo. La un moment dat poți să ajungi, acum nu știu dacă traducerea este tocmai corectă, dar ați înțeles ideea. Plata lunară este de la 204.000 pe lună, în zona unei operațiuni militare speciale, în funcție de grad, poziție și vechimea militară. Trebuie să ai peste 18 ani. Peste tot prin oraș am văzut astfel de afișe care te invită să te înrolezi în armată oferindu-ți suma de 7.000 de euro. Bine, echivalentul în ruble, aceasta este suma scrisă mare, după care, bineînțeles, că trebuie să îndeplinești anumite condiții pentru a avea acces la asemenea bani. Asta am înțeles eu din ce mi-a tradus aplicația. Acum, cu siguranță, sunt persoane printre voi care știu limba rusă foarte bine, așa că vă rog să traduceți și să lăsați mai jos în comentarii. Sunt curios dacă acea sumă minimă de aproximativ 2.000 de euro o primești doar dacă mergi în operațiuni speciale sau o primești în general dacă lucrezi în armată. Pentru că dacă este așa, este foarte puțin. Am văzut cu toții cum arată misiunile speciale aici în Rusia. Am ajuns și la piață. Sper să fie căldură. Da, este cald în interior. Cam goală. Arată mai mult la supermarket. Nu la asta m-am așteptat. Mezeluri. Ребрышки, сало, колбаска, окорок, пожалуйста. I'm a tourist, I don't speak Russian. Спасибо. Пожалуйста. Și încă arată bine. Costă a 320 de ruble, 770 kg. Aici cred că avem iepure, 850 kg. Pui, porc, acolo e limbă, 990. Puiul 650. Ceva mai cerață, gâscă. 799 kg. Acesta este mai mare, 890. Ouă, 200 cofragul, 24680 ouă, 200 de ruble. Ficăței, inim, 400, 270 ficatul, 279. Carne tocată, 545. Pulpe, 315. A kilogram, prețurile sunt pe kilogram. 600, puiul este ceva mai galben. Din nou. Aici avem pește, sturion, foarte multe fructe uscate. Așa arată piața locală. Curățenie, somon, arată mult mai bine față de cel din supermarket. Nu văd prețurile, dar cel puțin nu le înțeleg. Pește, doradă, dar din păcate nu sunt prețurile afișate. Pește viu, pește proaspăt, aici nu miroase tocmai plăcut, carne de miel, de oaie, toate tipurile de carne. Grăsime, coaste. În rest, cam gol. Avem și brânză, are doamna acolo. Aici avem cârnați, 650 de ruble kilogramul, din nou limbă, de piese de vită, 990 kilogramul. Pieptul de pui 530. Cel mai bine miros murăturile. Hello. I'm a tourist, I don't speak Russian. Usturoi murat, hatei, varză murată. Haideți că, doamna, am dus să gust. Very good. Ca, nu știu, ca în România, perfect. Spasiba. Frunză de viță pentru sarmale, usturoi murat, de toate. Aici avem vine de umplute, așa ceva nu am mai văzut. Vezi ce e acolo, butoaiele cu murături. Rodii, suc de rodii peste tot, mandarine, clementine, mere. Nu văd prețul afișat. Cam acesta a fost interiorul sau o parte din interior, văd că mai avem acolo. Interesant, nu foarte multă lume. Oamenii de treabă, nimeni nu a fost deranjat de faptul că eu am filmat. Nu am avut cum să folosesc microfonul la valierele pentru că au înghețat, așa că le las să-și revină. Mai avem aici o zonă, vedem ce găsim. Aici cred că avem animale, după miros, păsări, acvarii, pești, peștișori, 250 de ruble, 300 de ruble. Un peștișor micuț. Aceștia sunt 60-70. Iepuri, hamsteri. Șoricei. Șerpi, am găsit reptile. Bine ați venit la zoo! Doamna audă florile. Din câte înțelesesem, ar fi trebuit să găsim câini și pisici de vânzare, dar se pare că nu. În afară de reptile, papagali, nu găsim nimic altceva. Avem găini și puișori. Cam asta găsim și aici, foarte multe reptile, foarte mulți peștișori, câteva găini și cam atât. Rozătoare. Nimic mai mult, nici vorbă de câini și pisici. Cred că în trecut existau, dar acum nu, nici vorbă. Sau poate că nu e ziua potrivită. Acolo pe poză ne arată că vom găsi câini și pisici de vânzare. Nu este mai nimeni, frigul își spune cuvântul. Aici văd foarte multe oale, lichid de varbriz. Sobe. Avem îmbrăcăminte, piața alimentară este în centru. În această zonă găsim brăduți, pleacă de la 1500 până la 2400 în funcție de mărime, în funcție de felul în care arată. Aici avem un cartier normal. Haideți să dăm o tură, între ghilimele, vedem cum arată, pentru că prin aceste zone trăiesc oamenii normali, oamenii simpli. Acesta nu arată tocmai bine. Ferestrele, unele par din lemn, locul de depozitare al gunoilor. Chiar dacă mare lucru nu am avut de văzut în acea piață, nu a fost atât de aglomerată și atât de bogată în produse, măcar vedem cum arată periferia orașului, cum arată blocurile la periferie, mai bine zis. Din câte văd, foarte multe au nevoie de puțină atenție. Urăsc acest tip de intrare, îți dă senzația că intri într-o pușcărie. L-am găsit și în Transnistria, doar că din când în când apare și o construcție mai nouă. Haideți să mergem în partea aceea. Fugim de străzile principale astăzi, atât cât se poate, cartiere normale. Avem și noi în România blocuri care arată rău, care arată mult mai rău. Dacă ați urmărit clipurile mele din vară, ați văzut ce am găsit în București, în Ferentari. De nedescris, dacă nu, o să vă las linkul în descriere, pentru că merită aruncată o privire, doar că aici vorbim de Rusia, o putere mondială. Țara mai este cunoscută ca regatul înghețat, pe bună dreptate. Zilele acestea am simțit acest lucru din plin, sau regatul fără oameni. Siberia ocupă 77% din Rusia. Clima este foarte rece și iernile sunt extrem de lungi acolo. O zonă imensă, subpopulată, subdezvoltată. Într-o zi vom ajunge și noi în Siberia. Începem să ne obișnuim cu aceste temperaturi. Din câte am înțeles, acolo sunt doar 2 luni pe an de vară. Cred că și vara este cu dinți între ghilimele. Dar dacă este să mergem, o să mergem iarna. Să simțim Siberia adevărată. Nu știu câți dintre voi știți, dar Alaska a fost teritoriul rusesc. Imperiul rus era atât de puternic încât a cucerit partea de vest a Americii, înaintea Marii Britaniei. În anul 1867, SUA a cumpărat Alaska pentru 118 milioane de dolari în valoarea actuală. În ciuda prețului de chilipir, achiziția a fost ridiculizată în Congres și în presă, dar mai târziu a fost recunoscută ca una dintre cele mai valoroase achiziții sau acapărări de pământ, între ghilimele, dacă pot să spun așa, din istoria Americii. Cam așa arată toată această zonă. Mergem în partea opusă a orașului, pentru că intenționez să ajung într-un loc, nu știu dacă o să reușesc. În momentul în care a fondat orașul, Petru cel Mare a vrut să construiască un nou Amsterdam, asta în urmă cu aproximativ 300 de ani. Un oraș al apei și al canalelor, după moda europeană. În acele vremuri, o mulțime de bărci mici mutau mărfurile dintr-un magazin în altul, o metodă mult mai convenabilă de a călători și de a muta mărfurile în acea perioadă. Și în ziua de astăzi, Sankt Petersburg este considerat orașul canalelor și a podurilor, la fel ca Veneția. Pe lângă asta, aici văd foarte, foarte multe fabrici. Cred că mă aflu și într-o zonă ceva mai industrială. Peste 60 de canale diferite traversează orașul către 42 de insule mici, cu 500 de poduri, dintre care 20 sunt poduri mobile. Avem și o mașinuță care se încadrează perfect în peisaj. Să știți că Rusia nu a avut sclavie, dar există un dar, întotdeauna există un dar, pentru că aici exista iobogia, care este oarecum tot un fel de sclavie. Totuși era încă posibil să cumperi un țăran sau să-l pierzi la cărțile de joc, de ce nu? Iobogia a existat doar în zonele centrale și sudice ale Imperiului Rus. În Ural sau Siberia, spre exemplu, nu a ajuns niciodată. Iar în mod oficial, în anul 1861, a fost desființată. La acea vreme, Rusia avea aproximativ 23 de milioane de țărani care aparțineau proprietarilor de pământ și aproximativ 20 de milioane de țărani liberi care aparțineau guvernului. Ești un țăran liber, dar aparții guvernului. Nu prea am înțeles cum funcționează acest lucru, cum funcționa acest lucru. Am ajuns la Catedrala Învierii. Haideți să vedem cât costă biletul și să intrăm, pentru că nu se mai poate. Abia respiri afară. Foarte frumoasă și această biserică. Orașul este plin, Rusia este plină. 450 de ruble biletul, 4,50 €. Cred că este primul loc turistic unde nu scrie nicăieri în limba engleză, sau cel puțin nu văd eu. Puteți cumpăra biletele și de la aceste întomate, avem și limba engleză. 450, please insert card, nu putem, va trebui să stăm la coadă, trebuie plătit cu cardul, cash nu se poate. Cardurile noastre nu funcționează aici, din cauza restricțiilor, v-am tot spus acest lucru, așa că ne așezăm la coadă. Văd că o parte a bisericii este în construcție, se lucrează. Cam așa arată biserica pe interior, este foarte frumoasă. Aceste picturi arată extraordinar. Este mult, mult mai frumoasă decât cea din Moscova, cea de lângă Kremlin. Eu sunt deja de un sfert de oră în interior, de atât timp a fost nevoie ca toată aparatura să se dezghețe, pentru că a înghețat totul. lavaliere, camere, totul înghețat, nu aveam cum să mai filmez. Catedrala Învierii din Sankt Petersburg este una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din toată Rusia. Avem aici o machetă, cam așa arată. Seamănă foarte mult cu cea din Moscova, cu cea pe care ați văzut-o în clipul cu prima impresie din Moscova. Și acolo am intrat, acolo am plătit 1000 de ruble pe biletul de intrare, aici doar 450. Vă spuneam și mai devreme, în interior aceasta arată mult mai frumos. Numele ei oficial face referire la sângele lui Alexandru al II-lea al Rusiei, care a fost asasinat fix în acest loc la data de 13 martie 1881. Construcția bisericii a început în anul 1883 sub țarul Alexandru al III-lea, ca un omagiu adus tatălui său, însă lucrurile au mers foarte lent, fiind terminată abia în anul 1907, în timpul domniei lui Nicolae al II-lea. Biserica este situată într-un loc deschis, ocupând unul din malurile canalului Griboiedov, care străbate orașul Sankt Petersburg. Arhitectura este în stil rusesc medieval, inspirată de bisericile din Moscova. Eu în toate obiectivele vă spun că merită să intrați, dar dintre toate, aceasta merită cel mai mult. Oricum nu o să pierdeți foarte mult timp în interior, pentru că, după cum vă spuneam, biserica nu este atât de mare. Ca o primă concluzie, orașul este foarte frumos. Știu că foarte mulți dintre voi mi-ați scris, mi-ați spus asta atât în comentarii cât și în privat. Mulți au spus că este peste Moscova, că este mult mai frumos față de Moscova. Acum nu știu ce să zic. Până în momentul de față, mie unul, Moscova mi-a plăcut mult mai mult. Bine, acolo am găsit ceva diferit. Aceste două orașe nu seamănă între ele. Orașe ca acesta am mai văzut, pentru că aduce foarte mult cu orașele europene. Am mai văzut acest tip de clădiri. Moscova era altceva. Pentru mine Moscova a fost altceva. Poate și pentru că am ajuns în Moscova în perioada sărbătorilor. Orașul era iluminat, arăta ca din poveste. Aici lucrurile se schimbă puțin. Poate că vara, primăvara, lucrurile se schimbă, se inversează, pentru că te poți plimba pe aceste canale, poți face multe alte lucruri. Canalele sunt înghețate, este foarte, foarte frig în această perioadă. Sunt și multe plusuri, viața pare mai ieftină, chiar dacă pe cazare am dat ceva mai mult, ați văzut asta în primul clip. Dar este perioada sărbătorilor. Cu toate astea, prețurile sunt mai mici față de ce am găsit în Moscova. Nu vreau să zic că plătim aproape la jumătate pe mâncare, dar suntem undeva pe acolo. Suntem cazați tot în centru, ca și în Moscova, avem cazarea fix în centrul orașului. Nu suntem la periferie, nu suntem într-o zonă ieftină. Vreau să mai facem două lucruri în acest clip, să vizităm metroul, de fapt să vizităm a doua cea mai adâncă stație de metrou din Europa, pentru că pe primul loc se situează cea din Ucraina, după care să mâncăm ceva. Aici avem meniul. Trecem peste pentru că nu înțelegem nimic. Văd foarte multe salate, speclă roșie, un fel de salată beof sau salată rusească și salata clasică, pâine, pește, carne de pui, un fel de kebab, orez, prăjituri, ardei umpluți. Cam asta mi-am luat, o supă, o ciorbă, care și carne. Aici avem spaghete și ceva carne de pui sau porc. Este foarte bună. Am vrut să mănânc acolo unde mănâncă localnicii. 4 euro am plătit pe CBDT. Spaghete, nu cred că au carne, sunt simple. Le-am luat mai mult în loc de pâine. Să vedem și ciorba. M-am așezat prost, m-am așezat lângă ușă, dar nu mai găsești locuri libere. Este foarte bună și ciorba. Are un gust diferit. Nu l-am mai întâlnit într-o ciorbă până acum. În astfel de locuri este foarte, foarte greu să comanzi mâncare, pentru că nu ai un meniu. În vitrină îi arăți, dar când vine vorba de ciorbă este ceva mai complicat, pentru că ciorba o are undeva în spate și te înțelegi cu greu, dar nu este imposibil. Dacă insiști, te descurci și primești mâncare foarte, foarte bună, mâncare făcută în casă, practic, la un preț super avantajos. Pe lângă asta, așa mănâncă oamenii, așa mănâncă localnicii. Acum, în restaurante, la fițe, toată lumea se descurcă. Pentru că acolo ospătarii cât de cât vorbesc sau înțeleg engleza, meniul, dacă nu este în engleză, are poze. Mie îmi plac mult mai mult astfel de locuri, mult mai autentice din punctul meu de vedere. Mâncarea foarte bună, am mâncat cu 20 de lei în centrul orașului, Sankt Petersburg. 400 de ruble, două porții de mâncare, două feluri de mâncare. Am vrut să încerc și un astfel de loc, să văd unde mănâncă localnicii, să văd cum este mâncarea locală, pentru că mai local de atât nu cred că se poate. Admiraltesaia, sper că am pronunțat bine. Cardul din Moscova, Troika, nu merge. De această dată nu vom cumpăra card pentru că nu rămânem foarte multe zile aici, nu avem nevoie. O să cumpărăm un bilet, o simplă călătorie. Gata, costă 70 de ruble. Așa arată tichetul. Este un jeton, practic. Trebuie introdus aici, bănuiesc. Și trecem. Avem o lucrare din mozaic foarte interesantă. A doua, cea mai adâncă stație de metrou din Europa și cea mai adâncă din Rusia. Cam așa arată. Scara rulantă are 120 de metri. Pe cea mai adâncă ați văzut-o în clipurile din Ucraina. Dacă nu le-ați văzut, o să vă las linkul în descriere către playlist. Sunt foarte, foarte multe clipuri interesante de acolo. Te plictisești până jos. A fost deschisă pe 28 decembrie 2011, chiar înainte de anul nou. Este pe linia violet, linia 5. Iar timp de 15 ani aceasta practic a fost o stație fantomă pentru că trenurile treceau pe aici fără să oprească. Mai coborâm. Cred că acolo jos suntem la adâncimea maximă. Peste tot avem persoane care supraveghează scările rulante. Cam așa arată jos. O combinație între modern și vechi. Nu cred că este cea mai frumoasă stație de metrou din Rusia, cu siguranță nu este cea mai frumoasă pentru că am văzut mai frumoase, dar este cea mai adâncă, ne aflăm la 86 de metri sub pământ. Va trebui să mergem și noi două stații, după care schimbăm. Aici trebuie să schimbăm, după care alte două stații și am ajuns la cazare, am ajuns la hotel. Plus minus arată la fel ca cealaltă stație. Există zvonuri despre existența unor linii secrete de metrou în Sankt Petersburg care ar fi fost construite în timpul perioadei sovietice și ar fi fost utilizate în situații de urgență sau în scopuri militare. Dacă este așa sau nu, nu cred că vom afla. Un alt lucru interesant, pe lângă rețeaua de canale de la suprafață, există și canale subterane folosite în trecut pentru transportul mărfurilor și aprovizionarea direct în clădirile importante ale orașului. Această stație chiar că este interesantă. Priviți cum intri în metrou. Practic aici nu vezi metroul, vezi doar ușile. Este pentru prima dată când văd asta. Toată lumea așteaptă, acolo este metroul de pe partea opusă. Se închid ușile. Și asta a fost. Nu ai acces pe peron, practic acesta este peronul. Îl auzi cum vine și cam atât. Dacă ați rămas până la final, ați văzut și cea mai adâncă stație de metrou din Rusia, ați văzut cum mănâncă localnicii, ați văzut cât de ieftin mănâncă localnicii. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, un comentariu, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, de aici, de pe această scară rulantă, vă spun numai bine și ne vedem în comentarii.